Tak, eu pot fără mască. Da, sigur că da. Eu sunt gata. Te-am încetat. Bună ziua, stimați cetățeni. Bună ziua, dragă presă. Azi discutăm un subiect foarte, foarte important despre care s-a vorbit nu odată, dar, din păcate, noi vedem niște tendințe negative în acest domeniu și, practic, lipsă reacția din partea guvernării. Vorbim despre piața produselor petroliere. Platforma, da, consideră inadmisibilă situația actuală în acest domeniu și este îngrijorată de lipsa reacției adecvate din partea autorităților. Noi am observat că doar într-o lună am asistat la creștere vertiginoasă a prețurilor la benzină și motorină, media peste 2 lei per litru. Această scumpire bruscă a afectat foarte puternic veniturile cetățenilor și economiei în ansamblu, în special ramurile agricultura, transport și altele. Atragem atenția că după ultimele modificări la legea produselor petroliere, companiile mari zilnic majorează în mod sincronic prețurile la combustibil, indiferent de perioada importată la fiecare partidă. Și nimeni nu controlează acest lucru. Când a fost adus motorina, benzina în țară, care au fost atunci cotațiile plați, dar zilnic noi vedem aceste acorduri de cartel crase din partea companiilor mari. Apropo, benzinăriile mici nu participă în asemenea carteluri și odinși prețul este mai mic decât la operatorii mari. Doar că ponderea acestor benzinării este una minusculă pe piață. Abuzurile demonstrative pe piață produselor petroliere se întâmplă pe fondalul unui consiliu al concurenței decapitat, începând cu luna august, mai bine zis cu 11 august, și a unui ANRE, care activează în continuare în formula înțelegere obscure între Plohotniuc, Leancă și Gimpu, și care a devenit un dispecer la toate aceste acordurile de cartel. Păcat că guvernarea nu are o atitudine și acțiunile prompte vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. Mai bine zis, guvernarea a anunțat restructurarea, comasarea la două instituții, Agenția Națională de Reglementare Energetică și Consiliul Concurenței. Din punctul nostru de vedere este o mare greșeală, dincolo de problemele juridico-organizatorice, că e nevoie cardinal de schimbat legislația, e nevoie de făcut această comasare tehnic. Practic, mai mult de un an, ambele instituții vor fi paralizate. Dar în această perioadă, e mare lafa pentru ANRE, toată gașca de acolo, mai departe, o să primească salariile de 80-90 de mii de lei, în așteptarea reformării și continuând mișmașurile cu monopoliștii, în special cu operatorii de pe piață produselor petroliere. La Consiliul Concurenței lucrurile sunt și mai grave. Repet încă o dată, entitatea funcționează fără conducere. În ultima perioadă au fost amânate mai multe concursuri în posturile vacante, la șefii de direcție, șefii asistenței, adică personalul nu este încadrat în muncă, iată și ei au o justificare bună, merge reforma. Raportul, draftul raportului privind acordurile de cartel a petroliștilor în perioada 2019-2021 stă pe linia moartă.
Cunoașteți foarte bine că pe 12 aprilie 2021, încă în legislativul precedent, Comisia Finanță, Economie și Buget a primit draftul acestui raport. Cu ideea că o să fie audieri publice și în plen urma să fie amendați 6 petroliști mari pentru abuzuri și de 10 ori majorări de prețuri în perioada 2019-2021 care s-au produs în mod nejustificat. Iată acest raport, cu dânsul nu se întâmplă nimic. Consiliul Concurenței, care nici până acum nu a demonstrat mare dorință de a lucra, acum, în genere, nu funcționează. Iată ce se întâmplă la moment, dar monopoliștii le spun guvernării mulțumesc pentru asemenea reformă. Ei stau bine, mersi, în continuare se ocupă cu abuzuri în mai multe domenii, nu doar în domeniul produselor petroliere, fără nicio frică să fie sancționați. Drept urmare, atmosfera din societate devine tot mai tensionată și noi semnalăm acest lucru, întrucât suntem în contact permanent cu oameni, cu teritoriile, cu satele noastre și dacă nu se schimbă în timpul apropiat nimic spre redresarea situației, putem aștepta la proteste economice din partea fermierilor, transportatorilor și șoferilor. Platforma DAN nu odată a abordat acest subiect, dar acum venim în contextul ultimelor scumpiri pe piața produselor petroliere cu acest apel. Cerem ca Parlamentul și Guvernul să întreprindă de urgență următoarele măsuri de redresare a situației. Trei puncte. Prima. Asigurarea promptă a funcționalității Consiliului Concurenței prin desemnarea unei conduceri profesioniste și integre în fruntea instituției care să acționeze imediat în privința combaterii acordurilor de cartel și a sancționării dure a participanților. 2. Demiterea conducerii actuale Andreea și desemnarea alte componențe în baza meritocrației, neafilierii politice și integrității. Și 3. Alocarea compensațiilor agricultorilor mici și mijlocii, precum și a companiilor de transportare a pasagerilor pe cursele regulare, în formă de restituire a accizelor. Lucru despre care noi de mult vorbim, că în toate țările civilizate, în toate țările europene, fermierii nu achită accizul sau acest acciz este restituit agricultorilor. Nu în special, nu în zadar am specificat despre agricultorii mici și mijlocii, întrucât la noi jumătate de țară, din păcate, terenurile sunt prelucrate de agroholdinguri, au de Transoil, care au posibilitatea să achite. Și benzina și motorina din offshore nu e problemă pentru dânșii. Vorbim despre fermierii mici și mijlocii, care într-adevăr acum se confruntă cu greutăți enorme, economice, și care încă în mare parte n-au depășit consecințele secetei. Și vorbim despre companiile de transportare a pasagerilor, care noi vedem că solicită majorarea tarifelor, dar cred că decât să punem în cârca oamenilor, mai ales de la sate, să achite aceste pierderi, mai bine totuși de încercat de găsit mecanismul de subvenționare a acestor companii. Aceste trei puncte noi tranșant cerem de la implementarea acestor trei puncte noi cerem de la guvernare și solicităm ca autoritățile să acționeze prompt în spiritul și respectând promisiunile electorale. Noi ținem minte foarte bine că una din priorități economice pentru colegii noștri de la PAS era combaterea intransigentă a monopolismului și acordurilor de cartel. Din păcate, procesele de restructurare, reforma aceasta, care acum este pornită foarte nereușită în Parlament, nu contribuie la combaterea fenomenului acordurilor de cartel. Din contra, repet încă o dată și aici eu conchid, monopoliștii în toate domeniile. Noi azi vorbim despre produsele petroliere, dar vedem un șir de scumpiri în mai multe domenii, la medicamente, la produsele alimentare. O parte din ele sunt justificate, dar
în situația când autoritățile abilitate nu funcționează sau funcționează cu rea credință, cum de exemplu Andreea, noi putem aștepta și aceste lucruri se produc, că mai multe scumpiri se fac nu în baza unei argumentări, unor motive obiective, dar iarăși în condițiile unor acorduri de cartel obscure. Și în situația când entitățile, autoritățile nu sunt capabile să contracareze aceste lucruri, suferă economia, suferă cetățenii. Iată de ce cerem reacția promptă din partea guvernării și, în primul rând, în cadrul Parlamentului, care foarte nepotrivit și foarte nu la timp a recurs la această comasare celor două instituții, întrucât reforma nu neapărat comasarea instituțiilor. Deseori, reforma depinde de oameni. Dacă ai legislație bună și găsești oameni integri și profesioniști, poți mult mai repede să implementezi orice reformă. Aici mă opresc. Dacă aveți întrebări, sunt gata să răspund. Având în vedere că, iată, a trecut mai mult de jumătate de octombrie, nu avem încă un contract, expiră și ăsta care a fost un pic prelungit și care va fi situația mai departe? Eu cred că cei mai indicați să răspundă la această întrebare sunt autoritățile Republicii Moldova. Platforma, da, nu odată a expus punctul nostru de vedere vis-a-vis de acest subiect. Eu pot doar reitera că la moment noi nu vedem strategie sau cel puțin nu cunoaștem, poate ea undeva există, dar noi nu vedem strategia de negocieri din partea autorităților. Platforma, da, consideră că este problema iminamente politică, nu putem vorbi despre negocieri între doi agenți economici, care ca atare sunt controlate din același punct de comandă. Este necesar ca Republica Moldova să negocieze pe trei dimensiuni, Federația Rusă, România și Uniunea Europeană, și să fie folosiți doi factori importanți în cadrul negocierilor. Factorul Transnistriei și gazoductul de alternativă Iași-Chișinău, lucru care noi deocamdată nu vedem. Și în situația actuală alte argumente după schimbarea contractului, altă întrebare, cine și de ce a schimbat acest formulă prețului, dar alte argumente economice noi nu avem. Gazprom se ezitează, se eschivează de la negocieri, Gazprom face tot posibil pentru a prelungi această stare de panică și Moldova Gaz, care s-a transformat în filiala Gazpromului, ajută în acest punct. Cu dânsul tot e clar. Ce vrea partea rusă, noi cunoaștem. Linia lor este neschimbată timp de 30 de ani. Cu părere de rău, nu este clar deocamdată care este poziția Guvernului Republicii Moldova. Și dacă vor fi aceste negocieri politice cu poziția verticală, pe alocuri dură, dat fiind faptul că Transnistria este colonia Federației Rusă, Rusie și la 80% economic depinde de partea dreaptă a Nistru, de la autoritățile constituționale. Că noi avem acest gazoduct de alternativă, că noi avem deschidere fără precedent din partea partenerilor externi și putem solicita reeșelonarea plăților pentru gaz care vine din Uniunea Europeană sau subvenționarea chiar. Noi avem mai mulți factori puternici, mai multe argumente puternice politice în discuția cu Federația Rusă. Deocamdată la mine și nu doar la mine se creează impresia că cei de la guvernare un pic sunt disperați și nu cunosc ce de făcut. Bine, spuneați că toată lumea știe ce vrea Federația Rusă. La ce v-ați referit?
Federația Rusă folosește gazele naturale în calitate de șantaj politic. Și acest lucru, din păcate, se întâmplă nu prima dată. Noi am asistat la mai multe operațiuni de acest gen. Federația Rusă aproape deschis vorbește că folosește resursele energetice ca unealtă, ca bâtă politică în relațiile cu Uniunea Europeană, în relațiile cu alte țări, și Moldova niciodată nu a fost aici excepția. Federația Rusă vrea cumva prin șantaj economic să aibă, să influențeze politica Republicii Moldova. Cu dinșit este clar. Nu este clară poziția Republicii Moldova, repet încă o dată. Noi avem ce răspunde, noi avem argumente și trebuie să acționăm cu verticalitatea. Întrucât nu cred că Federația Rusă o să riște să lese Transnistria fără gaze, având acolo termocentrală, având acolo uzina metalurgică, având armata de ocupație, care economic depinde de Chișinău și care sunt controlate, aceste uzine sunt controlate de oligarhii ruși. Adică dacă nu va avea gaze de la Rusia partea dreaptă a Nistrului, nu va avea nici partea stângă. Dar partea dreaptă mai are alternativă, partea stângă nu prea. Sunt și mai multe argumente, eu nu odată le-am expus, depinde de verticalitatea, profesionalismul și promptitudinea autorităților din Republica Moldova. Repet încă o dată, cu Federația Rusă poziția este clară și cărțile sunt pe masă. Și săptămâna trecută a fost ratificată în Parlament Convenția de la Istanbul privind combaterea violenței împotriva femeilor. Au fost critici față de această convenție din partea socialiștilor și reprezentanții bisericii. Dumneavoastră, care este poziția platformei ta vis-a-vis de această convenție? Aici este necesar de remarcat câteva momente. Acei care acum strigă foarte mult despre această convenție, au fost cei care au înaintat acea convenție încă în Parlamentul precedent. Vorbesc de Igor Dodon, de la care a venit această convenție atunci, și vorbesc de la guvernul Chicu, care a adoptat această convenție și a transmis în Parlament. Așa că, în locul lor, eu aș tăcea. Ce ține de conținutul problemei, platforma, da, are viziuni politice creștin-democratice. Платформа, да, депутаты платформы, да, чел май пробабил, но арфи сустенут, а часто конвенция, ин редакция пропуса. Но я вен, пробабил, к амфи пропус, ништи резерви, десь уэр конвенция се ратифика ку анумите резерви, ку анумите пункти, кари ной ну сустеним. Ши пробабил парламенту нар требуи се грабяска, și aceste rezerve, care legate de tradițiile noastre, de morală creștină, dacă doriți, nu toate țările din Europa au ratificat această convenție, unele au ratificat cu rezerve, probabil că ar trebui să fie negociat acest subiect, cel puțin eu pot să spun cu certitudine că dacă erau deputații platforme, da, în Parlament, noi n-am fi votat această convenție în formula propusă. Noi am fi înaintat niște rezerve și avem să pornim niște negocieri. Da. Ce fel de rezerve? În primul rând, problema cu formularea din articolul 3, litera C, cu gender, întrucât acolo se vorbește despre gender și comportamentul de gender, unul social, adică gender depinde de comportamentul persoanei, dar nu de factorul biologic. Și din punctul nostru de vedere este formula cel puțin dubioasă și contravine unor principii platforme, da, și trebuia să fie discutată. Asta este momentul cel mai important și mi se pare că a meritat discuții mai largi și în societatea, și cu biserica. Noi cu două mâini susținem toate acțiunile împotriva violenței față de doamnele noastre. Și în mare parte, la 90%, convenția e ok. Dar sunt anumite lucruri, iată, eu am dat exemplu cu gender, care pot să deschidă porțile pentru alte procese care contravin priorităților din programul platformei, da. Dacă nu mai aveți întrebări, vă mulțumesc și vă doresc o zi cât mai frumoasă.